Această emisiune vă este oferită de Carrefour. Așadar, etalonul, domnule Bumb, de calitate l-am stabilit. Vom mai stabili un etalon împreună cu domnul Dușleag. Ce se mai întâmplă pe la Ibănești? Ce se mai întâmplă pe la compania dumneavoastră? Să luăm un pic de istorie. Unitatea noastră de procesare a început în 94 cu 50 de litri de lapte. În momentul de față procesăm 60.000 de litri de lapte. Chiar acum avem 2 ani, în luna martie, de când am obținut brandul Telemea de Ibănești, cu denumire de origine protejată la nivel european, prin un brand lactat. Am obținut un proiect de 5 milioane de euro. Am cumpărat vechiul ICIL din Reghin. Vrem în decursul anului ăsta, sfârșitul anului acesta, să deschidem o unitate nouă de procesare, 100.000 de litri de lapte pe schimb, din care 60% cașcaval, 30% brânză de vaș și 10% produse acidofile. Oho, mult succes și felicitări pentru ce ați făcut până acum. Mulțumesc, domnule Ovidiu Dușleac, mie îmi place istoria. Ce mai face Alteța sa imperială, Sisi? Se dezvoltă. Se dezvoltă și nu numai în volum, ci și în valoare. Este unul din brandurile noastre premium. Zicem noi că este cel mai apreciat brand de șunci de pe piața românească. Am și argument. Am căutat-o pe la Viena, dar toată lumea de acolo îmi spunea că s-a așezat România. Bine de tot în România. Așa este. E foarte căutată. E o șuncă de cea mai bună calitate, fină, rafinată. O caută și cei care vor să facă dietă, pentru că are 1,5% grăsime. Ea a fost creată la cererea consumatorilor și din apreciere pentru consumatori. Din câte știu, rețeta are în compoziție foarte multă carne și pe bune spun lucrul ăsta. Are foarte multă carne și nu orice carne. Adică carnea din șuncă... Și de aici mi se pare de evidenția succesul tehnologic, pentru că... Categoric, această șuncă a avut un succes deosebit, pentru că materia primă folosită este de excepție. Adică este luată numai dintr-o anumită parte anatomică, și este foarte bine aleasă, toate țesuturile conjunctive, grăsimea este îndepărtată, este o carne de foarte bună calitate, o proteină de foarte bună calitate și este motivul principal pentru care ea a ajuns în top și a ajuns să fie poate cea mai căutată șuncă de pe piața românească. Felicitări și dumneavoastră. Mulțumesc mult. Domnule Bun, prima oară am ajuns la Ibănești în 2001. Am impresia că dumneavoastră nu lucrați acolo în acel an. Încă de atunci am băgat de seamă, pentru că domnul Dușleac a vorbit despre materia primă, am băgat de seamă văcuțele care erau prin jurul localității. Pe urmă ne-am cunoscut. Și, dragi telespectatori, vreau să vă spun că atunci când îl ascultați pe domnul Bum vorbind despre văcuțele care pasc la altitudine, o face cu o foarte mare pasiune. Haideți să vorbim puțin despre calitatea laptelui, materie primă pe care o folosiți. 87% din laptele cu materie primă e de la țăranii cu una 5 vaci. Restul de la ferme de subsistență, 20, 30, 40 de capete. Laptele pentru țăranul român e o sursă importantă de venit. Singura sursă de venit la 30 de zile în momentul de față la țară este laptele. Porcul, vițelul, mielul, el la un an de zile ți-ai banul, dar ca să poți să ții un salariu în fiecare lună, timp de 12 luni, trebuie să muncești, să produci un lapte de calitate și să primești banii respectiv care noi, tot ce am promis la țăranul român, ne-am ținut de cuvânt. În momentul de față, v-am spus, procesăm 60.000 de litri de lapte. Laptele este colectat din zona montană, defavorizată, un lapte de calitate superior care oferă un produs de calitate. Vă rog să-mi permiteți, pentru ca publicul să înțeleagă mai bine, ieri am publicat pe site-ul revisei Meat Milk o știre legată și de calitatea duală în parte și de ordinul 560 și iată o opinie, dați voie să o citesc, a domnului Ștefan Pădure, președintele APAR.
Așadar, stimați consumatori, ce spune domnul Ștefan Pădure? Să presupunem că la licitație vor participa doi producători, e vorba de achiziția de produse într-un hipermarket. Să presupunem că la licitație vor participa doi producători, unul român și altul dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Românul este obligat, conform ordinului, să folosească ca materie primă doar carne de porc, vită și slănină, fiind interzisă folosirea de carne separată mecanică, organe și amidon sau amidon modificate. Totodată, acesta va trebui să aplice un tratament de dublă afumare, conform categoriei în care este încadrat în ordinul 560 despre care vorbim. Având în vedere că aceste consângeri menționate sunt aplicabile numai producătorului român, cel extern va putea să oferteze un preț minim cu 30% mai mic decât prețul de cost al fabricantului din România. În aceste condiții, consumatorul român va găsi la raft un produs de slabă calitate, purtând același nume și având același ambalaj cu produse similare din categorie. Producătorul român va avea parte de o concurență neloială ca o consecință directă a nepăsării reprezentanților autorităților cu competențe în domeniu. Produsul de pe raft mai ieftin îndeplinește cerințele de siguranță alimentară, de informare a consumatorilor prin etichetă, dar, întreabă domnul Pădure, dar oare este morală confuzia creată? Dumneavoastră ce credeți, domnule Bump? Haideți să vă spun eu în ce măsură ne afectează pe noi. Impactul este major. Ce spune Ștefan Pădure în intervenția lui este foarte adevărat, adică producătorul român, în comparație cu cel care vine din afară cu produse, da? Și care nu este controlat de autoritățile române, deci autoritățile române nu pot să controleze produsele care vin cu MDM, de exemplu, din afară, și vine cu același preț cu a producătorului român care pune carne din pulpă. Eu nu zic că MDM-ul este un produs nesănătos, este un produs sănătos, dar calitativ el nu are aceeași valoare ca acelui făcut din pulpă. Dar prețurile sunt egale. Autoritățile române nu pot să ia niciun fel de măsură împotriva importurilor care vin, da? Sau, hai să nu le zicem importuri, că nu sunt de fapt importuri, că foarte multe vin din comunitatea... Fiind piață unică, din comunitatea europeană, dar nu pot fi controlate de către autoritățile românești. Și autoritățile românești controlează doar firmele din România, blocându-le într-un fel și dând impresia că există o concurență dreaptă și corectă. Bun, pe și când ea este concurență neloială. În ce sens e propunerea ARC de modificare sau intenția de propunere ARC de modificare a... Nu există decât două posibilități. Unul este ori să abroge acest ordin 560, ori să se aplice și celor care vin cu produse din afară. Să aplice pentru toată lumea. Atunci lucrurile ar fi puse pe tavă și ar fi corecte. E posibil ca o reglementare locală să fie, să fie generalizată la nivelul Uniunii Europene? Eu nu cred că se va putea impune Uniunii Europene controlul produselor care vin din afară. Nu cred. Nu sunt avocat, nu sunt specialist în... Din câte știu, controlul se face în țara de origine. Controlul se face în țara de origine, dar nu produsele venite din afară nu se supun controlului. Aici este marea problemă. Da. Domnul Bun, care este cea mai mare problemă pe care sectorul procesatorilor de lapte credeți că o întâmpină în momentul de față? Și specific, care ar fi cea mai mare problemă a companiei pe care o reprezentați? Intrarea de produse de din afară, care nu au lapte, doar când au trecut prin o turmă de vaci, au văzut laptele. Alea vreau să fie puse la produse de post sau produse, nu produse naturale din lapte sau din carne, cum zice colegul meu. Mai dar produse de post. Alea nu au văzut niciodată laptele, pus pe alt raft separat, produs de post sau produs fără lapte, produs scris mare, produs cașcaval, produs din substanțe chimice. Că din asta nici nu-i voie să-l botezi cașcaval, să-i spui. Da, asta e. Asta ne... Pe noi și chiar fermierul român. Odată ce intră, cum a spus, la
10 lei sau la 8 lei sau la 9 lei kilogramul de cașcaval și costul de producție la mine e la 27 de lei, 28 de lei costul de producție la un kilogram de cașcaval, atunci normal că fermierul respectiv al nostru va avea de suferit, că atunci trebuie să dau și eu din prețul laptelui ca să pot produce un cașcaval la un preț mai mic, ca să-l pot vinde pe piață. E un lanț. Începe de la fermier, trasabilitatea, de la furcă la furculiță. Atunci toată lumea va suferi. Domnule Bumb, ați vorbit despre fermieri. Eu știu că relația dumneavoastră cu fermierii care vă furnizează laptele materie primă e foarte bună. În câteva cuvinte, vă rog, faceți referire la lucrul ăsta. Poate oferiți un model și pentru alte companii care au probleme. Companii de dimensiunea celei pe care o reprezentați. Deci, ce promiți trebuie să faci? Deci, odată, dacă le-am promis prețul respectiv la fermierul respectiv, le-am și oferit. Dar, în schimb, trebuie să ne dea calitatea laptelui respectiv. Din punct de vedere fizico-chimic, grăsime, substanță uscată, densitate, fără adaus de apă, o proteină de calitate, care înseamnă rasă, masă, casă. Și au înțeles producătorii. A fost foarte greu la început, în 2006-2007, când am venit în unitatea de procesare. Atunci a intrat ordonanța 1106 cu calitatea laptelui NTG-NCS și inhibitorii. A fost foarte greu când am început să o implementez. Am ținut o suită de ședințe în toate căminile din zonă, am chemat pe fermierii, pe producători. Povesteați dumneavoastră odată că vi s-au tăiat și cauciucurile. Da, a fost foarte greu când ne-a spus ce înseamnă calitatea laptelui NTG, că ne-a zis numărul total de germeni. Ei înțelegeau că sunt ceva vierbi prin lapte, nu înțelegeau că e vorba de calitatea laptelui microbiologic. I-am învățat să mulgă igienic, dar am avut o problemă cu șmecherii, că au început să vină pe la țară să vândă aparate de mulți. Le-au luat atunci pe vremea 200-300 de lei avans și au plecat, nu s-au mai întors. Da. Și a fost o problemă foarte grea, după care am mers eu și le-am spus, bă, oamenilor, cu o fermă de 10-15 capete, puteți să mulgeți calitativ și cu mâna. Spălați ugerul, vaci, îl ștergeți, eliminați primei trejeturi într-un vas separat, că acolo e cea mai mare floră bacterială, că după mulți, sfurcul se închide după 2-3 ore, ca o pastă de pix. Da. Acolo intră cea mai mare floră bacterială, dacă ați eliminat primei trejeturi într-un vas separat, la dat la por la pisică, puteți mulge într-un vas curat, și în cel mai scurt timp îl duceți în centrul satului, unde avem în fiecare sat un punct domnule de colectare. Domnule Bum, înseamnă că nemții au dreptate. Întrebați-mă de ce. De ce? Chiar. Pentru că încrederea într-o afacere, indiferent care iese baza afacerii, încrederea între partenerii. Le-am... În fiecare sat am autorizat un centru de colectare lapte, prevăzut cu... tank de răcire, ghiuvetă, apă caldă, apă rece, un dulap tricompartimentat, haine de stat, haine de protecție și substanțe de grăsime dezinfectante, unde a fost foarte greu în 2007 când le spuneam, veniți și seara și dimineața cu laptele. Pe ce tu mă vezi ce să fac? Mă duc la concurență, era o concurență atunci, mă duc la ICIL, că ICIL-ul nu-i interesează, duc lapte, să fie alb. Însomnilor, asta se termină. Singura sursa voastră de supraviețuire la țară, știți că este laptele la 30 zile. Pentru asta și a fost foarte greu la început. Acum am înțeles producătorii, vin seara și dimineața cu laptele, mulg un lapte de calitate cu încărcătură bacteriană sub 100.000, celule somatice sub 400.000. Cu medicii veterinari, iarăși am avut discuții dacă efectuează tratamente la animalele respective, să dea o adeverință sanitar-veterinară la șeful de centru de colectare, să spună gospodăria X cu rouă respectiv. Nu luați laptele 5-6 zile, 7 zile, 3 zile după terminarea tratamentul respectiv și a fost și asta destul de greu când s-a implementat și am reușit să o implementăm și în fiecare tehnician veterinar sau medic veterinar care face un tratament la exploatația respectivă sau la animal respectiv, duce o adeverință și știe că are perioada de așteptare. Se profesionalizează din ce în ce mai mult micul fermier român? Începe că n-are ce face. Le-am spus. Începe, nu mai țineți 3 capete, țineți 5, că se primește o subvenție mai mare. Țineți peste 10, primiți altă subvenție. Sunteți într-o zonă care Dumnezeu a dat o să fiți voi, în zona montană, primiți altă subvenție. Sunteți ecologici. În România, în momentul de față, eu zic că 60-70% din sărăcia asta, din 90 până acum, a țării, e ecologică. Trebuie doar să fructuăm. Suntem cu un șofer care face parcări laterale la milimetru, dar are permisul de conducere. Permisul de conducere fiind certificarea ecologică. Chiar rog... Ministerul Agriculturii să ocupe pe chestia asta și să reușim să certificăm cumva
un areal geografic, nu o fermă. Că dacă certificăm o fermă, costurile sunt foarte mari. Directorul DSVSA Brașov, un vechi prieten al agenției noastre și a revistei Midmill. Bună seara, domnule Enache. Bună seara. Bine ați venit. Rămânem cu dumneavoastră la început. Afară este foarte frig. Ce se întâmplă cu sănătatea animalelor în această perioadă? Știu că au fost probleme și cu inundațiile. Ce se întâmplă cu fermierii zootehniști și care sunt măsurile pe care colegii dumneavoastră și dumneavoastră le luați pentru a-i proteja? Într-adevăr, condițiile meteo ne supun la niște proceduri diferite față de obișnuit. Când speram că s-a încheiat iarna, uite că ea nu vrea să plece, stă cu noi. Motiv pentru care, în primul rând, ne îndreptăm spre micile gospodării, pentru că fermele comerciale au proceduri stabilite legate de asigurarea microclimatului, de stocarea furajelor, de acuratețea sistemului de adăpare, în timp ce în micile gospodării problemele pot devia. Motiv pentru care, cu ajutorul colegilor noștri, medici veterinari oficiali din teren, medici zonale, așa îi denumim noi, sau cu ajutorul colegilor din libera practică, am făcut prevenție în sensul de a le explica crescătorilor ceea ce, de fapt, știu de sute de ani, dar le reamintim și le-am reamintit aspecte legate de modul în care trebuie să-și dozeze rezervele de furaje, să aibă stocuri de apă acolo unde temperaturile sunt negative, pentru a asigura condițiile de bunăstare, evident, normale animalelor comerciale. Într-adevăr, Brașovul s-a confruntat săptămâna trecută cu o situație destul de complicată pe cursul râului Olt, între comunele Mândra și Șercaia. Am avut o situație inedită, dar total complicată, legată de faptul că 1000 de oi au rămas pe o insulă creată de creșterea nivelului apelor, total izolate față de mal. Moment în care Inspectoratul Situațiilor de Urgență din Brașov a intervenit. Pot spune că acei oameni sunt chiar eroi. 24 de ore au fost transportate cu bărcile, atât colegii de la Brașov cât și cei de la Sibiu, cele 1000 de animale. Evenimentul încă o dată a marcat faptul că autoritățile locale știu să colaboreze și știu să rezolve probleme dificile. Cum evaluați gradul de siguranță alimentară al produselor din carne și din lapte care sunt în momentul de față pe piața din România? Mă întrebați de ultimele noastre acțiuni. Trebuie să știți că la noi nu există acest termen sau această catalogare. Acțiunea e permanentă. Noi suntem permanent în zona de producție, procesare, de la materie primă până la produs finit. Lumea trebuie să știe că poate cumpăra produse alimentare obținute în România cu cea mai mare siguranță, pentru că ele sunt monitorizate pe toate fazele de producție, sunt controlate, sunt evaluate în laboratoare autorizate și acreditate de organisme recunoscute internațional și mă refer la o rețea de laboratoare a ANSVSA-ului și mă refer la multitudinea de specialiști diseminați în toate județele, în direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, care sunt prezente, mă refer la persoanele competente, în toate unitățile care se referă, și mă uit cu drag la sloganul de pe perete, Meat Milk, deci în toate unitățile care procesează carne și lapte, sau obțin carne și lapte, specialiștii noștri sunt prezenți. Să repetăm lucrul ăsta, pentru că emisiunea Midmill este cu specialiști pentru specialiști, dar și cu specialiști pentru consumatori. Dragi telespectatori, în calitatea dumneavoastră de consumatori, repeta nu știu câte oară, niciun produs nu iese dintr-o fabrică, o fabrică serioasă care lucrează cu curat, nu gri sau negru, niciun produs pe care îl găsiți pe raft nu a ieșit fără să fie verificat.
Nicio fabrică nu poate să existe fără aprobarea noastră, adică fără autorizarea din partea instituțiilor județene. Și funcționează în permanență verificată. În acest context nu există că se poate întâmpla nu știu ce. În genul acesta de unități există supraveghere permanentă. Există un program național al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care din bugetul național presupune examinarea ritmică și completă a tuturor gamelor de produse în toate direcțiile legate de parametri microbiologici, fizico-chimici, în așa fel încât cel care scoate un ban din buzunar pentru un produs alimentar să o facă fără niciun fel de problemă. E adevărat că terenul nu este foarte neted și presărat doar cu flori plăcut mirositoare. Sunt și aspecte negative pe care, datorită prezenței noastre, reușim să le stopăm și să le excludem. Noi facem analiză de risc, facem managementul riscurilor alimentare și, evident, și comunicarea riscurilor alimentare. Să nu vă așteptați ca instituția noastră să iasă în față toată ziua cu știri negative. În momentul în care există situații de criză, avem proceduri și, evident, facem tot ce este procedural posibil pentru a feri consumatorul să cumpere sau să consume produse care îi pun sănătatea în pericol. Este o muncă foarte laborioasă și foarte complexă, care nu ne lasă să pierdem timpul sau să ieșim în presă cu o armată de reporteri și să deschidem un frigider și să arătăm un produs a cărei etichetă relevă faptul că termenul de garanție a expirat. Astea sunt banalități. Noi facem lucruri serioase care au urmări serioase, adică liniștea care există în țara asta. Pe de altă parte, trebuie subliniat un lucru. În momentul în care pe piața media iese aruncată o informație brambura, o informație balaur, cum îi zic eu, este bine ca toată lumea să ia aminte la mesajul oficial al ANSVSA-ului sau al DSV-urilor teritoriale, pentru că sunt mesaje care vin de la profesioniști și în care oamenii pot să aibă absolut toată încrederea. Care este opinia dumneavoastră despre calitatea alimentelor românești? Ne referim la cele din carne și la lactate, față de cele din import. Aș începe printr-o exprimare mai puțin convențională sau dintr-o altă perspectivă. Aș începe prin a vă spune că știu foarte, foarte bine în amănunțime cam ce se aruncă, ce se retrage de pe piață. Prin profilul activității, noi suntem singura entitate din România care realmente poate să retragă sau să confiște produse alimentare. Restul ce vedeți la televizor sunt exagerări sau depășiri de limite. De ce? Pentru că avem un sistem de subproduse necomestibile care sunt contabilizate, sunt documente care se întocmesc în momentul în care, dau un banal exemplu, într-un supermarket au expirat sau s-au deteriorat în timpul depozitării și vânzării un anume procent de produse alimentare, carne și lapte, și toate acestea pleacă dirijat spre incinerare, spre entitățile de neutralizare pe baza unor documente clare. Revin. Să știți că marea majoritate nu sunt produse indigene care ies din termen sau care suferă modificări pe perioada actului comercial, ci sunt produse de import. Această emisiune v-a fost oferită de Carrefour.